Ok, salutare lume, eu sunt aici, astăzi vreau să vă spun niște lucruri despre Pokémonii din Pokémonii principali din prima generație. Okay. Să începem cu Bulbasaur. Bulbasaur, din câte se știe, Bulbasaur are un special atac cam foarte așa uimitor. Și nu vorbesc de acest atac. Vorbesc de atacul acesta. Din câte se știe, acest atac al lui Bulbasaur are șanse să îi scadă jumate HP lui Venusaur. Vă dați seama. Venusaur e ultima evoluție a lui Bulbasaur. Așa că asta înseamnă că Bulbasaur e mai puternic decât Venusaur. Ok. Charmander. Din câte știm noi, într-un sezon din Pokémon, unii poate știți, unii poate nu, Squirtle, un băiat, un prieten de-al lui Red, dacă nu știți cine e Red, este un puști care l-a ales pe Charmander, el s-a întâlnit cu prietenul lui care l-a ales pe Squirtle și așa că Squirtle, cred că era mai evoluat, cred că avea mai mult level, dar totuși l-a bătut pe Charmander. Dar pentru ce nu știu, Charmander când evoluează în Charmeleon are un atac care acela se numește Punch, adică pum. Și asta dă aproape jumătate din damage. Asta înseamnă că Charmeleon ar putea prin bătaie un Gengar. De acest Gengar prima evoluție este... da, să nu credeți că Ember nu e un atac foarte puternic. Da. Squirtle. Cu toții știm că Squirtle, el se bazează numai pe defense. Asta te face să te gândi. Dar David, ce vrei să spui? Că Squirtle se bazează numai pe defense și la atac e foarte slab? Nu spun asta. Dar atunci când vedeți că un Squirtle își pune ochelarii de soare, asta înseamnă că trebuie să vă pregătiți de atac. Ok, și data viitoare când vreți să vă bateți cu un Onix, cu Squirtle, mai bine plecați. Și nu mai scoteți nici măcar un cuvânt de Onix. Și dacă vă întrebați, da, Blastoise e puternic, dar cel mai bun evoluția Squirtle este Omega Squirtle. E de neînfrânt. Nici măcar Omega Charizard nu l-ar bate pe Omega Squirtle. Pentru cei ce nu știu, Pokémonii Omega se fac cu niște bile. Ok, cam atât a fost și cu episodul. Nu uitați să dați like dacă v-a plăcut. Și share dacă vreți să vadă și prietenii voștri. Eu am fost David și ne vedem data viitoare. Adios.